fi de unde calculat. De măsurile academice în privința asta? În privința, iată, decalajelor economice, în privința, înclinația către aventura economică, spre cercetare. Nu, aici nu este vorba de aventura economică, spre cercetare. Aici au fost două aspecte, sau poate trei. A fost, în primul rând, apasionat istoria. E drept că la început nu am început neapărat cu istoria economică, dar în momentul în care am studiat mai mult istorie, deci primele mele cercetări în facultate ca student au fost de istorie relații româno-otomane, parte diplomatică, după aia am ajuns să conștientizez gradual că determinațiile economice sunt importante. Este și perioada în care, de exemplu, s-a tradus, deși în anumite privințe începusem încă înainte de traducerea respectivă, s-a tradus Fernand Braudel în românește. Una dintre cărțile lui, în acel moment s-au tradus în anii 84-86, s-au tradus simultan și Mediterana și lumea mediteraneană și primele volume din ceea ce în franceză este Civilisation Materielle Economie Capitalism, dar care în românește editorii n-au putut să le pună titlul franțuzesc al seriei întregi. Și atunci s-a tradus în, cu titlurile fiecăruia dintre cele trei volume ale ediției franceze. Deci a apărut Structurile cotidianului, Jocurile schimbului și Timpul lumii. Timpul lumii a apărut ceva mai târziu, dar în orice caz Structurile cotidianului au fost, mi se pare, în 84, Jocurile schimbului în 85, eram student în acel moment, îmi aduc aminte bine. Deci v-a fascinat. M-a interesat Fernand Braudel, da. Era un reper important și de la istoriografie, și domnul profesor Radu Manolescu la un moment dat știu că m-a interpelat, ai citit Mediterana? Nu, domnule profesor, păi și ce mai stai? Du-te la bibliotecă. Bun. M-am dus și pot să spun că îi sunt recunoscător și acum pentru faptul că m-a impulsionat în această direcție. Dincolo însă de aceasta, titlul cel mai frumos sau subtitlul cel mai frumos și care îți spune exact cum este problema, este la Structurile cotidianului. Deci primul volum din monografia cu Civilizație materială, economie și capitalism al lui Fernand Braudel. Acolo, la Structurile cotidianului, mai urmează după două puncte un subtitlu care este Posibilul și imposibilul. Și într-un fel, exact asta determină baza economică. Determină o plajă a opțiunilor între ceea ce se poate și ceea ce nu se poate. Nu se poate orice, având bani? Păi, dar nu ai niciodată, banii nu sunt o resursă nelimitată. Și nici resursele economice, economia se ocupă în principal de studiul alocării unor resurse limitate în condițiile unor nevoi tendențial nelimitate. Și atunci, marea problemă este cum anume gestionezi resursele care sunt atâtea câte sunt. Și ai o plajă de lucruri care se pot face, se pot realiza și o marjă de unde resursele nu mai ajung pentru a putea realiza ceva. Oricât le recombini, le schimbi, le faci, la un moment dat nu se poate merge mai departe fără resurse. Deci trebuie să ajungi să schimbi nivelul de resurse și să atragi mai multe ca să poți să mergi înainte.